Bună ziua, prieteni! Prieteni, nu mai pot de azi dimineață, mi s-a roșit mâinile. De când, prieteni, șterg, de aceea fac curat, prieteni, că poate tăiem și noi porci. Dacă vă vedeți, prieteni, câte oale am spălat de azi dimineață, nu mai pot. Sunt așa de obosită. Da, prieteni, nu mai pot. Uite, am demulat tot pe aceea ce am făcut. Vedeți? Uitați, prieteni, câte oare am spălat, câte canistre să pun în tura. Am demolat aceea un tot. Uitați-vă. Toate oalele spălai, tot. Vedeți? Așa, se bag în tură, se bag ce trebuie, că tai porcii. Da. Tot am spălat, prieteni. Vedeți? Ce-a fi făcut anca, prieteni? Trebuie să mă duc la anca. Da. Trebuie să mă duc la anca, prieteni. Ce-a fi făcut anca acolo? Vedeți? Oh, Doamne, Doamne! Leu ăsta a luat pe fata mea. Și Olga, nu trebuia cătă să ia pe fata. Trebuie să mă duc la ea acasă, da? Ca să văd ce-i pe acolo la ea acasă. Am băgat aici, am băgat de toate, prieteni. Am băgat gero, am băgat sodă și nu mai pot, mă usură și mâinile. Oamenii fac la drumurile. Mă doare mâinile, doar atunci spălat. Da, n-am mai făcut spălai pe aceea aranjei. Am demolat tot, scaunile, tot. Da, prieteni, vedeți? Că poate tai porcii, prieteni. Trebuie să tăiem porcii. Aici am spălat. Uite, că trebuie să prei la anca, să văd ce pe aici, pe acolo, pe la anca. Am spălat tot. Ce se face? Prieteni, trebuie făcută. Nu mai pot. Mă doare mâinile. Nu mai pot. Acum trebuie să le lipezesc. Tot așa se fac toate oalele din bani pe zi. O grămadă de canistre a spălat. O grămadă, prieteni. Vedeți? Câte oale am spălat, câte canistre. Aceea am demolat tot. Dar nu mai pot de obosită. Sunt tare supărată, prieteni, nu v-am spus. Din cauza lui fata pentru Anca, că a plecat și n-a venit. Auzi, ce să facă? Ea se ocupă cu fier? Să pleacă pisat după fier? Să... Așa mi-a zis. Mă duc pe la ea acasă, trebuie să mă duc acolo, prieteni. O să știți că eu fac o pauză un pic și o să dau drumul de acolo când mă duc pe drum la Anca, să văd ce se întâmplă acasă la Anca.
să văd. I-a închis, a zis, ușa, a închis tot. Și să văd acum. Să văd ce-i pe acolo, prieteni. Dar nu mai pot. Obosâi. De când spăl, mă doare mâinile. De când spăl pe aceea. O să las așa că nu mai pot. Să văd ce fac după aia. Bună, prieteni! Bună ziua, prieteni! Am venit la Anca să vedem ce mai e pe aceea. Dar cine e desfăcută? Că am închis-o. Am închis-o. Foarte desfăcută. Stai să vedem, prieteni, ce mai e pe aceea. Dacă fata a plecat și n-a venit acasă, prieteni, ce n-ai fi? Ce s-a întâmplat? Uite lemnele pe toate părțile. Ce n-ai fi? Duba lucrată. Am să mă uit la ușă, la urmă, pe aceea. Să nu cumva intră și ceva pe aceea. Ce naibii, că am camere. Când am zis după că deschid? O, nu ce nu m-a dus, când e la poartă. Hai, ce știu. Hai. Haide, mă. Când e la poartă, hai să vedem. Bă, spart cineva ușa. Bă! Da, fost. Uite-te și tu. Ușa n-a încă închis-o. Vai de mine, intră. Prieteni. Cred că intră orice. Doamne ferește! Urmă-mi pe jos! Ce-a furat pe aceea? Doamne, să mă uit pe aceea, mă zici tu! O, Doamne! Ce-a furat orice pe aceea? Aici e închis. Doamne, Doamne! Uite-te și tu, spar orice. Asta? Lasă, lasă, închide, da, închide și acolo, vezi? Închide, trage, trage de cuiele alea. Lasă-le, lasă-le așa. Lasă-le așa, Angie, lasă-le. Închide, bine, Doamne! Prieteni! Anca, unde n-ai venit acasă? Mult ai stat, Anca. Bravo, Anca, o ți-ai intrat. Iani. Ție nu-ți pasă, văd că oțe intră pe aceea, îi rămâși cădurii. Doamne, să sună poliție. Dar puse rămâna, să o mă prind, nu știu. Dar am camerii dumne, am camerii. Ușa ce aici, desfăcută la casa mică. Uite. Și-o duc. Și-o duc. Ce să mai vezi aceea? Te-i jucă. Doamne, ferește, ce aceea? Doamne, nu mai filma, lasă. Doamne, nu mai filma ceea ce a făcut, că s-a apărămat. Doamne, tot ce-a intrat pe aceea, prieteni. Doamne, ce-a făcut. Doamne, Iisuse Hristoase, hai să închidem. Doamne, a intrat orice, a apărămat. Lasă așa. Ce să închid? Lasă să duc, să o sun pe Anca. Camerii merg, prieteni. Uite, camerii mei sunt acolo, merg. Da, o să mă uit eu pe camerile. Să uită cătă. Cine a intrat, să uită cătă cine a spart. Da, am venit să văd, prieteni, ce mai are pe aceea. Dar uite, că ușa e deschisă. Cineva i-a spart ușa lui Anca. Anca. Și Leo trebuia să aduc, să trimite fata mea acasă. Uite, a lăsat casa sâmbură. Doamne Iisuse, a mâncat, a beut aici a orții. Mă luam că mea n-a lăsat farfurie de așa ceva. Doamne, cine a fost aici? Doi inși a fost. Doamne, nu am văzut așa ceva, cine? Doamne, uite-te și tu. Câte ouă? Uite câte ouă am mâncat, Doamne! Pinte! Nu mă nimic de copilul ăsta, nu mi-e aceea, că a mâncat acolo. Ce să fac aceea? El a mâncat, prieteni, la Leo, la Anca, și a mâncat cu Anin. N-a mâncat el acasă. Păi... Anca, am fost la tine, dragă. Cineva a intrat la tine în casă și a spart ușa. Am găsit ușa desfăcută. Ușa e desfăcută,
la bucătărie, nu știu, oții ăștia, cred că cine a fost, nu știu cine a fost, chiar prieten, eu nu știu, pe cuvântul meu nu știu nimica, i-am găsit trei farfurii pe masă, nu știu cine a mâncat, a lăsat așa masa pusă, Anca nu, să nu credeți după aia că fata mea a lăsat masa și a plecat. O să vă zică și ea, când o pun firmarea o să mă sună și o să miră și ea. De necrezut, prieteni. Cineva i-a făcut de mâncare în casă, toată noaptea a intrat și a făcut de mâncare, a lăsat masa, a demolat tot pe acolo. N-am ce să fac. M-am dus pe acolo, m-am uitat, am închis ușa, dar sunt camerii și când o vine cătă o să se uită pe camerii. Eu nu știu să umblu pe camerile lor. O să vine cătă, vine cătă acasă să te uiți că oții a intrat la tine. Dar sunt tare supărat că Leo nu trebuia, prieteni, să ia pe Anca. Da, prieteni, Leo nu trebuia să ia pe fata mea. De ce a luat-o cu el? De ce? Să știți că sunt foarte supărată pe Leo. Sunt foarte supărată. A luat pe fata mea, a luat nepotul. Să-mi trimite copiii acasă mai bine. Da. Chiar Leo, dacă vezi acest mesaj, trimite copiii acasă, că să se ducă copiii la școală trebuie. Da, trebuie să ducă la școală copiii. Da, mi-ai luat copilul și trebuie să mergă la școală, a început și școala. Chiar te rog frumos și Olga și Leo, trimite și mie copiii acasă. Lasă, cum aveam eu grijă de ei de atâția ani, de casă, de copii, așa o să am și acum grijă de ei. Le dau și eu ce am, cum pot, le țin și eu cum pot. Chiar pierde tot. Pierde tot, prieteni. Ce face, domne, fata mea la București? Dar ce faci la încă la București? Gata, am zis o vacanță un pic și vin acasă, dragă. Ca nu știu cine a intrat la tine în casă, cine a demolat pe acolo. Chiar nu-ți pasă. Toți pe care lăsați casa. Cui lăsați casa? Mie. O lăsați la oți, nu mie. Bine, prieteni, o să revin mai târziu, dar sunt foarte supărată și pe Olga, trebuia să... Olga lua fata mea, cred că cu interes. Are ea un interes de a lua fata mea. N-a luat-o ea așa la vrăjeală. Lasă că știu eu. Înțeleg eu, prieteni.